Tragicul eveniment s-a produs în jurul prânzului între localitățile vasluiene Floreni și Morăreni. Șoferul unui microbuz, care avea la bord 16 pasageri, a pierdut controlul volanului într-o curbă și s-a răsturnat apoi într-o râpă de pe marginea drumului. Persoanele aflate în autovehicule erau din Tulcea și se întorceau dintr-un pelerinaj la mănăstirea Floreni. Totodată am văzut, am zis că e ud, că a făcut mașina un pic așa. Și ne-am răsturnat. Asta a fost toată treaba, nu mai știm nimic. Nu știu, s-a întâmplat nimic, nu știu cum s-a întâmplat. Noi ne-am speriat. Ne-am speriat atâta că asta, dar băiatul n-a condus cu viteză. Umblăm cu el de atâția. Nu vorbea nimeni cu el, nu, să spune, băi, a vorbit cineva, nu. Accidentul s-a produs pe fondul deplasării unui microbuz de transport persoane pe drumul județean 245, în zona localității Florești, județul Vaslui. Ca să îi salveze pe oameni, autoritățile au activat planul roșu, iar un elicopter SMURD a fost trimis în zonă. În primă fază, apelantul ne-a spus că sunt undeva la 16 victime. Am activat planul roșu de intervenție. La fața locului s-au deplasat reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție, ISU Vaslui și ambulanța. Salvatorii au găsit la fața locului o femeie încarcerată care ulterior a fost declarată decedată și mai multe persoane rănite. Una dintre victime a fost transportată cu un elicopter SMURD la Spitalul Județean Iași, iar alți 11 pasageri au ajuns la unitățile medicale din Vaslui și Bârlad. Au fost 16 pasageri cu tot cu șoferul. Din păcate, o pacientă a decedat, iar restul pacienților sunt stabili. Conducătorul microbuzului are 40 de ani, iar pe numele său a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru omor din culpă și vătămare corporală din culpă. El a fost testat cu aparatul alcool-test, rezultatul fiind negativ. Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.